pentru că este o zi de weekend și în weekend ați văzut că de obicei filmez. Bine, voi vedeți după aia clipurile, ori luni, ori marți, ori miercuri, în fine, în timpul săptămânii. Am zis să fac un Get Ready With Me, dar un Get Ready With Me foarte vorbit. Adică va fi mai puțin despre make-up-ul pe care oricum îl fac eu, pe care întotdeauna, după cum știți, îl fac extrem de simplu. Vorbind cu voi, deja mă dau cu crema de zi, pentru că înainte de make-up prefer, chiar dacă m-am dat cu ser, m-am dat cu cremă, prefer să mai aplic o dată o cremă hidratantă foarte simplă, ca să am acolo baza de hidratare cât mai mare. Asta e un, să zic, secretul doamnelor mai în vârstă, că totuși înainte de a procede cu aplicarea fondului de ten și pudră și așa mai departe, să mai ne asigurăm că avem hidratarea la activ, altfel se vede destul de urât. Ridurile nu sunt tama în cele mai bune prietene atunci când e vorba de make-up. Și chiar asta vreau să vă spun, sunt convinsă, am văzut că mă urmăresc foarte multe doamne de la 20 până la 70 de ani. Cred că avem și 70 plus pe aici persoane. Și mă bucur. Mă bucur pentru că înseamnă că există măcar interes dacă doar te uiți. Deși eu vreau să vă încurajez și pe cele care sunteți foarte în vârstă, care conform statisticilor medicale sunteți mai în vârstă, să vă obișnuiți să vă machiați, să vă obișnuiți să puneți acolo ceva pe voi, pe față, dar cu grijă pentru hidratarea tenului, pentru că, repet, dacă tenul nu este hidratat, într-un fel arată un rid hidratat și într-un fel arată un rid nehidratat. Eu mă uitam inclusiv la mine cât de rău îmi stătea în zile când eram foarte răcită sau obosită și era deshidratarea așa din interior, cât de urât se vedea toată fața, de parcă aveam încă câțiva ani în plus sau cine știe ce probleme. Deci deshidratarea este, să zic, inamicul nostru number one atunci când trecem de o anumită vârstă. Hai să vedem, cred că reușesc să mă machiez și fără să-mi prind părul, că mă gândeam acum că parcă totuși îmi vine prea așa, dar hai să vedem cum ne descurcăm. Și primul pas nu o să fie primer, pentru că în loc de primer am avut crema hidratantă. Asta este chiar o cremă super simplă, voi ați mai văzut-o la mine. Am făcut chiar un clip dedicat produselor australiene Bondi Sands. Vă las link în descriere către Douglas, unde le găsiți. Cred că crema este în jur de 80 de lei, ceva de genul. Și sunt produse foarte simple și, să spun așa, curățele ca formulă. Adică n-au prea multe, nu prea au, adică un parfum n-au, din ce am văzut, și se setează, adică eu fac doar asta, eu fac doar asta, știi, adică nu au formule ce niște ce complicate sau ceva care să vă inducă în eroare. Bun, acum mi-am dat seama că pe oglinda mare am șters-o, pe asta nu știu dacă am șters-o, s-ar putea să mai vadă degețele și chestii pe ea, pentru că este o oglindă pe care o folosesc foarte des. Am să folosesc unul dintre fondurile mele preferate. Este vorba de L'Essentiel de la Guerlain și atenție, asta este un fond de ten despre care multă lume a zis că nu își merită bazul, că lasă urme, nu știu cum și tot felul de chestii de astea. Da, pentru că nu este pentru orice fel de ten, este pentru un ten îngrijit, este un fond de ten de beauté, nu este un fond de ten de, nu un fond de ten de acoperire. Pensula asta e extraordinară. M-am luat-o de pe AliExpress, nu știu, a fost ceva gen $1, whatever. Și cum fac eu când aplic fondul de ten în cazul meu la vârsta asta? Mă duc întâi spre zonele cu imperfecțiuni. De exemplu, aici am puțin un coș, aici mai am puțin un coș și mă duc un pic sub ochi. Așa. Și întâi vreau tapotare, ca să fiu sigură că îmi duc fondul de ten peste tot. Vă spun cum fac eu, știu că sunt pe net și pe acum mai nou și pe TikTok și pe toate canalele de social media. Avem nu știu câte persoane care fac tutoriale de make-up și
preia tot felul de tips and tricks și așa mai departe. Uitați-vă însă, doamnelor, la vârsta și la tenul fetelor care prezintă asta, că într-un fel face un machiaj pe un ten de 20 de ani și într-un fel se face un machiaj pe un ten de 40 sau de 60. Asta vă spun, nu că, vai de mine, o să spuneți acum, vai, dar faci diferență, că vârsta e doar un număr. Nu, nu e doar un număr. În cazul tenului, lucrurile astea se văd, iar tenul are și el anduranța lui. Așa că să nu ne îmbătăm cu apă rece, că machiajul pe care și-l face o fată de 21 pic de ani va sta pe fața noastră fix la fel cum îi stă ei. Nu. Avem riduri și asta orice, și botox dacă vă puneți și mai știu, vă puneți, în fine, vă injectați, mergeți la doctor și vă injectați sau aveți alte proceduri de lifting care vă ameliorează aspectul îmbătrânit, tot nu o să se întâmple minuni. Adică nu poți să întinzi toate ridurile de pe față. Bine, deși acum am văzut, nu știu, sunt unele persoane care chiar exagerează. Adică, bine, și medicii ăștia, dermatologi, un pic au luat o razna cu promovarea acestor tratamente de întinerire și oamenii arată foarte strange, așa, arată foarte ciudat. Sunt două pudre pe care le folosesc de niște... Pe asta o folosesc de... Nu mai știu, am sărit de 10 ani. Pe asta o folosesc de când am descoperit-o cu ajutorul celor de la Institutul Estederm, care mi-au trimis-o prima dată. Asta am să o aplic astăzi. Hai să aplic un pic și din asta, așa, ca să vedeți. Pe asta o să o aplic mai degrabă zona, să zic, de sub ochi și așa. E bine sub formă de perle, pentru cine n-a văzut până acum, adică niște biluțe. Și are capacitatea de a... da un aspect așa foarte flawless, să zic, tenului. O să iau o pensulică mai mică de data asta pentru că vin pentru zona de sub ochi. Și am nevoie de o pensulă mai micuță și bineînțeles foarte curată. Întotdeauna dă-te pensule pe care le folosiți pe zona ochilor să fie bine pe toată fața, dar în special pe zona ochilor trebuie să fie foarte curate. Odată pentru sănătatea pielii voastre și așa, dar dacă cumva rămâne vreun pigment de la ceva sau așa, nu știu după aia ce se vede, de ce am o umbră verde pe lângă ochi sau nu știu ce, și pe aia ți-aduce aminte, aoleu, ăsta e așa că penzula cu care m-am dat mai era, a mai trecut printr-un război de make-up. Da. Dar acum pe toată fața am să o aplic pe aceasta pentru că are și protecție solară și astăzi vind mă machiez de dimineață așa, să mă asigur de... Și aici folosesc o pensulă foarte mare, iar o nuanță care se potrivește, din ce am văzut eu cam toată lumea, au creat așa o nuanță universală și ușor transparentă, astfel încât chiar să fie, poate fi folosită de toată lumea. Și o să vă mai zic un secret, este suficient de ușoară și de lejeră să o puteți aplica peste crema cu SPF. Deci o puteți folosi și dacă faceți la plajă, în vacanță, o luați peste voi oriunde. Eu mă mir că nu mai termin chestia asta pentru că am folosit pudra asta la greu. Și nu știu de ce încă am. Bine, au început să se vadă părțile acelea metalice, așa ușor încep să se întrevadă. Nu știu, n-am suchel aici. Încep să se întrevadă, deci suntem spre final. Asta este tenul cu fond de ten și cu o pudră aplicată, cam așa trebuie să arate. Nu trebuie să se vadă încărcat, nu trebuie să se vadă, adică trebuie să se mai vadă, uite, de exemplu, mie coșul de ăsta de aici, urma de la coșul ăsta încă a mai rămas puțin, se vede. Nu trebuie să faceți ca și cum ați aplica o mască, așa sunteți, nu mai, parcă aveți ciment pe față, nu trebuie să fie totul foarte acoperit. Adică trebuie să vă păstrați încă aspectul de om. Bun. Da, vă ziceam de pensulica asta, chiar nu știu, că scrie pe ea, nu știu, Cocolor sau Color. Da, e luată de pe... Acum na, are fondul de ten pe ea. Genul ăsta de pensulică nu mă așteptam să fie atât de eficient și atât de bun în cazul fondului de ten. Este ca un...
ca o pensulică burețel, pentru că este foarte deasă și foarte moale așa și aplică foarte bine fondul de ten. Ați văzut cât de bine l-a omogenizat, nu mai am nicio treabă. Eu am un fix, întotdeauna după ce îmi termin pudra, după ce deci mi-am aplicat fond de ten, mi-am aplicat pudră, întotdeauna trebuie să-mi pieptăm puțin sprâncenele, de alta, dar îmi rămâne, poate să-mi rămână fond de ten sau pudră în sprâncene și mă deranjează maxim. Plus că prin aplicarea fondului de ten le mai zbârlesc și pe ele din viteză și atunci să mă asigur că sunt toate la locul lor. Pentru sprâncene, în ultimii ani am folosit mereu produse de la Chanel și îmi plac foarte, foarte mult. Acesta, de exemplu, este genul acela de creion, ca o... deci... ceva așa. Da? Vezi că este un maro gri. Dar îmi place mult, foloseam mult, era un creion de la Lancome cândva, din care cred că am terminat vreo 2-3, însă nu l-am mai găsit pe acela, dar l-am găsit la Yves Saint Laurent și atunci m-am luat de la Yves Saint Laurent. Da, are normal și periuță și are nuanța aceasta. Bun, e tot așa un maroniu deschis, eyebrow numărul 4 din ce văd eu aici. Dacă sunteți din București, poate mai bine puteți să mergeți la butic Yves Saint Laurent în Băneasa și să luați de acolo. Aveți să râd pentru că avem un pisic aici, mai daneza blocului de pe aici și se împrietenește cu toți câinii și ești o doamnă cu un gazel să-l plimbe și vine și pisica așa, pa, pa, pa. Bun. Și cum fac eu? Eu am probleme un pic aici, la început am niște fire mai rare și atunci încerc așa să trag niște linii, să imit ca și cum ar fi acolo fire de păr. Întotdeauna ascuțiți-vă foarte bine creionul, eu l-am ascuțit înainte. Și apoi eu nu mă duc, niciodată nu mă duc pe linia de jos, întotdeauna merg pe linia de sus, adică în partea de sus a sprâncenei conturez, nu mă duc de desubt. Asta este... pentru că nu am gen sprâncenele care să fie goale în partea de jos. Probabil dacă ar fi, le-aș completa și pe acolo. Dar nu mă duc acolo și de frică să nu le fac să fie descendente, să cobor, să gustez aici. La mine ideea este să subliniez cât mai mult partea de sus, arcuirea de sus, nu partea de jos, să arăt ca un ursuleț panda după aia. Aici încerc să trișez un pic, aici fiecare cum are sprâncenele, fiecare se știe și e bine când aveți așa timp liber. În povestea am dat o doamnă pe care am machiat-o că a stat într-o noapte, nici nu avea somn, a doua zi era duminică, într-o sâmbătă seara și pe la miezul nopții zicea că m-am trezit, m-am slat la baie, mamă, și dacă nu mi-am făcut sprâncenele de 7000 de ori până mi-au ieșit așa cum am vrut eu, pe aia mi-am făcut o poză ca să țin minte cum a, să văd cum arată și m-a culcat. Nu spun acum că trebuie să faceți la fel, dar trebuie să vă găsiți un moment așa când să vă faceți un machiaj doar pentru voi. Când sunteți mai relaxate, când nu aveți, nu știu, treabă, sunteți acasă, copiii poate să plecați la școală sau au alte treburi și așa, și atunci dedicați-vă timp și vouă. Este foarte important ca o femeie să își dedice timp. Nu mai spun. Și un bărbat e important să își dedice timp pentru bine. Nu știu dacă o să stea bărbații să-și aranjeze sprâncenele. Dar noi trebuie să ne găsim momente când să ne studiem și pielea corpului, și pielea feței, și pielea gâtului, și pielea decolteului. Nu mai zic, uite că ajung la alte chestii. Autopalparea sânilor ca să vezi dacă s-a mai întâmplat ceva pe acolo, dar și în alte zone ale corpului, pentru că trebuie să fii foarte conștient că avansarea în vârstă, dar nu spune, nu este doar o cifră, băi, este doar o cifră, dar lăsați-mă cu prostiile astea. Sunt niște procese naturale, firești, pe care bineînțeles că le primim cu naturalețe și cu normalitate dacă le cunoaștem. Dacă tu ești speriat și te panichezi la primul fir de păr alb sau la riduri și vai de mine și intri într-o panică că ce o să se întâmple cu mine, nu ne ajută cu nimic. Dar cu cât îți cunoști mai bine corpul, o atât mai bine. Acum vorbim cu voi, mi-am dat seama că nu mi-am dat cu un balsam de buze și cred că apropii de probabil 20 de ani de când folosesc balsamul de buze de la
nu pe acesta, probabil că ăsta e de al patrulea, al cincilea, nu mai știu, Vasan de Buzet de la Elizabeth Arda. Între timp am mai descoperit cei de la Imar Skin, un balsam de buze fantastic, ăștia de la Sensai au o cremă de buze la fel incredibil de bună, balsamurile de buze de la The Body Shop, sunt foarte multe produse. Apropo, și Farmec. Farmec are un balsam de buze foarte eficient. Dar, na, eu sunt obișnuită cu asta, mi-aduc aminte că era o perioadă când călătoream și l-aveam tot timpul în poșetă și îl detectam foarte ușor că era alb acolo, în toată marea aia de chestii ce aveam în poșetă, pac, îl vedeam repede pe unde era el și face treaba foarte bine, foarte simplu, e doar protector și hidratant. That's all. Ce aș spune eu, doamnelor cu riduri, care ne aflăm aici și ne uităm unele la celelalte, voi vă uitați la mine, eu mă uit singur aici la obiectivul camerei mele Canon. Partea cu ochii e very delicate, e delicată, depinde fie la fiecare cum s-a format pleapa. Dacă ai o pleapă căzută, e nasolitos și oricum, stați niște pentru mine ca de la toate. mai devreme sau mai târziu. De asemenea, ridurile de aici, lăbuța gâștii, ne împiedică să ne facem linia de eyeliner. Și atunci, cea mai simplă variantă este să optezi pentru o culoare foarte neutră amestecată. Eu îi zic, nu, este top. Taupe de obicei. Taupe, așa apare scrisă în multe, pe multe palete de ochi, pe care o poți aplica pe toată plapa mobilă. Deci, practic, de aici până aici. Dă și cu un pic de creion, așa, dacă te simți în mână în ziua respectivă. Și rimel. And that's all. Vrei efecte, vrei. Asta mi-a venit și la un make-up artist. Care mai e faza? După o anumită vârstă nici prea mai vezi bine. Și nu mai ai nici dexteritate așa bună. Așa. A, bine, dacă le ai, felicitări. Dar dacă nu le ai, când totuși ai ocazie, un botez, un nu știu ce ala, caută un make-up artist. Și mai ales dacă nu vrei un machiaj foarte elaborat și nu știu ce, poți merge și pe make-up artist mai începători, care nu o să-ți ceară nu știu câte sute de lei pe un make-up și spune de la început că nu vrei make-up cu aia, cu aia, adică vrei ceva simplu doar să te pună în valoare. Cred că ar trebui să apară și genul ăsta de make-up artist pentru oameni care nu vor, pentru că nu vor machiaje de alea. Uite, de exemplu, mie îmi plac foarte mult paletele de la Guerlain, deci am să folosesc, n-am probleme nici cu partea de calitate și uite cum e nuanța asta de aici, dacă o vezi, care nu e nici maro, nici gri, nici mov. E, eu zic, culoarea vântului. Și undeva spre top. Are chiar Guerlain, dar nu e, asta nu e chiar nuanța top, pentru că am o palețică mono care are doar top. Atât. Taupe, așa se scrie. Cer scuze că repet, dar știu că și eu mai uit la vârsta asta. Asta, căutați genul de make-up ușor, ăsta care vi-l faceți voi acasă, să nu vă chinuiți, să nu vă așa, o pensulică cu care vă simțiți voi bine, nu vă mai cramponați. Trebuie să folosești doar o pensulă de blending, nu, trebuie să folosești pensulă tăiată nu știu cum. Vezi și tu cu ce pensulă te simți bine și cu aia te fă, că nu ești, da, nu ești make-up artist la fashion show de la Paris, da? Ești un om care te machiezi singur la tine acasă. Că dacă te simți bine să faci cu degetul, fă cu degetul. Nu e nicio problemă. Sunt make-up artiști mari care lucrează cu degetele. Da. Și o să iau, acum bine, eu o să fiu un pic șmecher între ghilimele. O să iau întâi din nuanța foarte deschisă din paleta asta și din nou apoi din nuanța așa. Că la mine încă nu a căzut toată. Încă mai avem ce să mai facem. Și ce o să facem? E o regulă simplă. Culoarea deschisă la interior, culoarea deschisă spre exterior. Deci, fraților, eu astea le știu de la maica mea, da? Adică nu trebuie să mă duc la școala de make-up ca să aflu cum, că așa trebuie să mă dau cu farduri, știi? Ca mai văd acum tot felul de persoane, vai, da, trebuie să mă duc să mă învețe cineva. Da, nimic de zis, e foarte mișto. Apropo, da, dacă vă puteți lua un curs de automachiaj cu cineva foarte priceput, dar și înțelegător și care nu vă bage pe gât 7000 de produse, sigur, mergeți acolo și învățați.
uite cum fac eu, am o chestie, e ticul meu ca să scuture așa și am adus spre aia închisă. De pe deschis pot să dau pe închis. Mă, să știți că uneori și invers, dar să scutur foarte bine pensula, aminte acum și să nu fie niște diferențe colosale. Că dacă eu acum vreau să mă duc din negru, far de negru în alb, normal că o să-mi iasă vars, dar aici diferența e, cum se cheamă, nu e așa de mare. Și mă duc ca să mă joc, ca să mă duc un pic. Mă duc chiar în colț, mă duc un pic mai sus ca să trișez un pic, știi? Trișez natura, șalei, riduri. Pentru că te duci mai jos, ați văzut că la un clip am greșit și m-am dus prea în jos. Și eu eram obișnuită, na, m-am machiat eu 20 de ani, știi, dar nu mai merge acum. Doamne, am avut senzația că văd pe cineva în unecă scurtă, dar nu avea o geacă. Eu aici asta fața geamului și văd oamenii care trec. Avea o geacă de culoarea bej, așa, și îți vedeau mâinile goale, așa, parcă ar fi fost, da, și afară sunt doar 2-3 grade. Bun. Deci mă duc mai spre, știi? Pentru că oricum pielea fiind ridată și așa, trage în jos acolo. Ca să n-am probleme. După cum vedeți, eu n-am tras de ochi. Nu e bine să tragi de ochi întotdeauna, decât când chiar ai probleme... Gen, chiar nu-ți simt, uite, m-am dat aici cam un șervețel alb lăsat aici pe... Eu întotdeauna am pun toate fardurile pe un șervețel de ăsta de hârtie alb și mai dau așa cu pensul apel ca să-mi scutur sau ca să mi-o curăț între farduri. Ei, și acum fac un pic gen de blending, mă asigur aici că trecerea... Blending-ul e pur și simplu amestec. E ca la bucătărie, știi? Amesteci, bați ouăle pentru omletă. O să țineți minte chestia asta. E, că asta s-a întâmplat până acum la ochi. Acum că vă ziceam de creion, mă, dacă trebuie și trebuie, orientați-vă în general. Uite câte creioane de astea. Acum l-am apăsat la Shiseido microliner, care chiar e microliner și astea de mic. Că costa și dacă greșești. Adică costa ți iese o linie din mai multe linii. Uitați-vă la cât e de subțire față de, uite, un creion normal. Uite, creionul ăsta de la... Da, deschide de subțire. Acum s-a văzut, da, super, super subțire. Atunci vă permite să vă jucați și să vă faceți o linie de liner sau mai știu eu ce. Ideea e că insistați atât cât puteți. Uite, aici, de exemplu, și eu am nevoie să-mi țin ele, să vin cu camera mai aproape aici, ca să mă vedeți cum mă chinui. Da, e un pic de chin și cred că asta e știut pentru noi femeile, machiajul ăsta la ochi pe care ne-l facem singure e întotdeauna destul de solicitant, să-mi pun oglinda aici, așa, pentru că e o zonă și destul de sensibilă a ochiului, plus că nici tu nu vezi extraordinar de bine, în cazul meu și cu numai al meu, se vede ceva roșu, ah. Se vede ceva roșu pe ecran, se vede că se înregistrează. Nu știam ce chestia roșie pe ecran. Bun, și asta începeți din exterior, ușor. Evitați să vă faceți dunga aia neagră. Am văzut acum până în așa și jos și să încercuiți ochii. Nu, mai finuți un pic, pentru că doar dacă chiar sunteți extrem de pricepute și ați învățat să vă faceți o linie foarte mișto și să vă avantajeze ochii, dar e greu de crezut, mai ales la un ochi ridat. Și atunci se duce mai mult spre exterior. Și să știți că mie, nu știu, nu-mi place... cred că s-a rupt. Scos prea mult. Nu-mi place conturul acela foarte negru, nici la fetele extrem, extrem de tinere, dar care se super înnegresc la ochi. Bine, cu ocazia Halloween-ului, nu știu, vrei de Revelion să-ți faci un super make-up de o anume sărbătoare sau așa să fii mai spectaculoasă, bun. Dar în rest chiar nu văd sensul de ce să te înnegrești așa toată la ochi și pentru o poză, de exemplu, vrei să-ți faci poza de buletin sau de, nu știu, și trebuie să-ți vadă ochii, dar atenție și acolo să nu vă duceți să arătați, după aceea vă fie frică să scoateți buletinul când vi-l cere cineva. Okay. Asta cu lungimea aici, codiții, fiecare cum
Are baftă, depinde și de zi. Sunt zile în care mi ies codițele groaznic și mă enervez și le șterg. Cel mai bine ca să nu mai am bătaie de cap. Bă, și sunt zile în care mi ies așa bine și zic și eu, mamă, ce mi-a ieșit. Vedem acum ce a ieșit așa mai în detaliu. Astăzi cred că este una dintre acele zile, știa zeul machiajului. Știa că astăzi o să apar în fața camerei și ai zis, bă, hai să nu o să fac asta de rușine, să o lăsăm un pic. Da. Bun. Asta o dată. Dacă... Uite, ăsta este tușul, unul din tușurile mele preferate. Practic am singurul, cel de la Guerlain. Cred că este al treilea sau al patrulea, nu mai știu, că de-a lungul anilor s-au tot consumat. Cred că le-am mai păstrat pe aici, prin arhivă, pe alea... Așa, agitați-l înainte, care au o textură destul de jelly cu negru, așa. Puteți fix numai partea de exterior să o mai prelungiți un pic, să o faceți dacă vreți. El arată așa. E ca un tuș de la clasic. Dați așa să pun un pic mâna, că altfel nu se vede. Hai, care se azi? Ha! Cred că acum o să înceapă. Nu, cred că trebuie să dau pe la urmă. A, așa. Însă ce o să se întâmple e că o să accentuez o linie deja făcută. Asta să țineți minte. Că linia aia de bază trebuie să fi fost făcută bine. Pentru că deja tu când te duci cu el, tu mergi pe drumul creionului. Și cu asta doar accentuezi. Asta e și bine, că fiind ușor umed, așa îl simți. Și acum, na, în funcție de cum vrei să fie mai accentuat, eu acum doar foarte puțin am vrut să accentuez, n-am vrut să fac ceva, un efect dramatic. Da, asta e pentru ochi, mai mult de atât nu mai fac, pentru că încarc și n-are sens. Am să mai aplic acum un pic de rimel. Să le apăsat la Helena Rubinstein, care uitați-vă cât de bine arată. Aici ce vedeți sunt chiar niște aplicații de dantelă. E dantelă aici, se simte, e catifelat așa. Foarte bine arată. Tot de pe Douglas l-am luat și pe ăsta. Da, Helena Rubinstein. Și am să aplic frumos, nu complicat, nu cum să aplică un rimel. Fiecare îl știe. Că acum știu, trage în sus, trage în jos. Acum fiecare vă știți genele, fiecare vă știți cum v-ați obișnuit de-a lungul timpului. Da, e bine să o iei așa de jos. Încerci să emiți așa niște mișcări de zigzag, dar nu trebuie să faci nici desen artistic de zigzag. Așa. Ați văzut că n-am mai băgat încă o dată peria pentru că ajunge, nu vă trebuie. Cu cât e peria mai încărcată de rimel, cu atât se încarcă genele și pot, adică se încarcă așa, se supraîncarcă urât. Mai bine le faceți din aproape în aproape, câte un pic, câte un pic, până acum văd că mi-a rămas aici un pic. M-am atins puțin. Bun, și asta ar fi ce mi-a ieșit la ochi. Nu mi-am luat blush acum, văd. Eu uneori pot blush, uneori nu. Însă, na, mi-a luat eliminatorul. Eliminatorul care este acesta de la Guerlain, dar știu, e superb. E superb. I know. De acord cu voi. Este Sun in the City. Nu o să-l mai găsiți, nu o să mai faci. Asta este vechi. Teoretic este expirat. De el miroase în continuare foarte frumos. Da, e așa vrea comerțul să ne-l comunice expirat. Am să iau pensulica asta și am să dau așa un pic prin zonele cu pricina. Puteți să dați, dacă aveți o bluză decoltată, puteți să dați și pe clavicule așa un pic. Nu exagerați, decât doar dacă e pierdut așa. Merge doar dacă mergeți la vreo petrecere ceva. Iar gloss, cred că m-ați văzut în ultima vreme, sunt mare fană glossuri Chanel. Mi se par cele mai reușite și ca textură. Acum uitam,
Că se văd foarte bine buzele de la balsamul de buze de la Elizabeth Arden. Dar asta nu mă împiedică să mai accentuez un pic. Culoarea, dar și strălucirea. Și nu frecați buzele. Frecați-le înainte, eventual. Când aplicați balsam de buze, dar când puneți ruj, mai ales gloss, nu. La ruj lichid nici nu discut. Ei, în general, make-up artiștii folosesc rujuri lichide de la care se matifiază și dacă tu îți frești buzele după ce ai văzut, mamă, îl și vezi cum îi se ridică tensiunea. Ok. Da. Este acum am observat o categorie de make-up artiști foarte sensibili, care nu suportă să le faci niciun fel de remarcă vis-a-vis de ceea ce fac ei. Băi, totuși să impune un blush, nu că parcă prea sunt așa albă ca zăpada. Pensulă, cu aceeași pensulă care am pus iluminatorul, pentru că oricum eram pus iluminatorul în acel efect special, o să folosesc puțină terracota. Am de-a pudre terracota și ediții de-astea limitate, să-i sunt un chic tropic. Și uite, mai are pe aici niște inserții din portocaliu și o să mă vârt mai mult pe acolo ca să o dau. Am multe pudre terracotta pentru că mă înțeleg cel mai bine cu ele de ani de zile și nici astea nu expiră. Cum? Duceți-vă un pic mai sus. Mai văd așa câteodată pe internet, când intru, mai văd pe câte cineva cu blush-ul dat pe aici, prin dreptul gurii, așa. Păi nu, dă mai sus, că asta e ideea. Să-ți ridice fața, nu să-ți o coboare. Și joacă-te așa din tapotări, din punctări, ca să îmbraci vârful obrazului aici. Atât. Da. N-am nevoie de mai mult, că după aia rămân muță. De-aia nu înțeleg, frate, văd persoane care își cumpără atâtea blush-uri, palete de contouring. Vai, să mai am o paletă de contouring, dar ce faci cu atâtea? Că eu pe asta o am de 6 ani și o să încerc, sau de 5 ani, nu știu, o chestie de genul ăsta și cred că o să o folosească și nepoții mei. Dacă o să vrea să se mancheze. Bun. Și asta e rezultatul. Asta e rezultatul, da, deci n-aveți ce să faceți. Vă luați un blush, un blush bronzer care să vă prindă și tot. Nu vă mai trebuie. Nu vă mai trebuie altceva. Dacă vi se pare că e, că nu stă bine acolo o culoare și așa, poți să vii un pic cu pensula cu care ai dat pudra și să faci pur și simplu așa, ca să-i faci blending-ul și îl mai și atenuezi puțin. Dacă ți se pare. Da, de dragul dragul omogenizării. Bun. Și asta e, ăsta e rezultatul. Din punctul meu de vedere, un machiaj trebuie să vă păstreze aspectul vostru așa cum sunteți voi. Adică nu trebuie să vă facă, nu te trebuie să te aducă la modul de a nu te recunoaște. Am văzut și chestia asta. Sunt fete care duc la make-up artist. Doamne, fete care duc la make-up artist și spun, da, să se vadă că am fost la make-up artist. Păi, da, ce vrei să se vadă? Și legat de asta că spusesem că sunt make-up artist și sensibil, mi-aduc aminte de tot felul de grupuri de astea de make-up artist unde sunt foarte sensibil dacă le se atrage atenția, bine, și atrag atenția între ei, de produse, de tehnici, de, ziceți, și ce este jenant este că toată asta se întâmplă cu niște greșeli gramaticale. Așa, și dacă cumva vreuna dintre ele îndrăznește și zice la alta, vezi că ai pus 2 de i unde nu mi-aș dori, aoleu, nebunesc când văd mi-aș dori cu 2 de i, nu, mi-aș dori cu singur i, așa, sar, dar ce, aici nu e grup de gramatică, nu știu ce și așa mai departe, adică sunt niște discuții uneori, și eternele alea postări. Pe care, din păcate, le fac și din cauza voastră, adică voi, cauza voastră, adică a publicului, că publicul cere, vrea un fond de ten cu acoperire mare și cu nu știu ce.
și care să nu coste mult. Așa, și încep acolo cârnațul și să încep să cer de întrebări, că dacă la un moment dat una zice nu știu fond de ten de la nu știu ce brand și alta zice nu, nu e adevărat că l-am folosit eu, că face efect, a, nu știi să-l aplici, nu se aplică cu aia, cu aia. Păi așa să comentează între ele, de zici că e mare, it's about makeup, adică nu e ceva wow, știi, numai se termină lumea acolo. Machiajul de corecție, că asta este un subiect delicat pentru tenul matur, e necesar atunci când ai nasul prea mare, bărbia prea mare și nu știu ce, și ăsta chiar îți recomand să îl înveți, dacă îți permiți, dacă vrei să investești într-un curs de automachiaj cu cineva foarte pregătit. Da, dar nu cu cineva care machiază doar fete de alea frumoase și pune pe Instagram, uite ce fete frumoase machiez eu. Încearcă să te duci către cineva, poate cu mai puțin tantam pe social media, dar care muncesc, pentru că în general ăștia care au foarte mult de lucru nu prea au timp să posteze. Du-te la un make-up artist cu experiență serioasă. Uite, eu acum stăteam așa și mă gândeam că dacă ar fi să-mi aleg un make-up artist celebru din România cu care să mă duc să învăț ceva, ar fi Mirela Vescan, care mi se pare cea mai... și cu experiență, dar mi se pare și cea mai deschisă așa la minte și pe care n-am văzut-o niciodată blocată într-un brand sau așa. Adică e un om așa și are și o viziune așa holistică despre față, make-up, frumusețe în general. Adică dacă tot faci o investiție, fă-o ca lumea, nu te du doar spre make-up artiste de astea de vedete sau de nunți care știu doar să-ți facă linia de eyeliner și faimosul contouring. Du-te către cineva care chiar lucrează, care chiar lucrează serios pe tema asta în București. Na, uite, ți-am zis, Mirela Vescan, tot în București ți-o pot recomanda pe Dana Stancu, care este și specialistă pe sprâncene, deci dacă te duci la ea în puși de iepuri. Să știți că am mai făcut și eu cursuri de automachiaj. Chiar recent am învățat pe cineva care voia un machiaj super, super simplu. Era o doamnă care nu se mai machiase. Și am învățat-o niște chestii simple. După fel pe doamnă foarte în vârstă care îmi spunea nu știu cum să-mi aplic fondul de ten. Zice, mă uit la toate fetele astea de pe Instagram și ce cât de bine se așează la ele. Și ce mi-am chinuit. Mi-a luat și burete, mi-a luat și pensulă, mi-a luat, dăduse femeia o grămadă de bani pe tot felul de ustensile pe care le văzuse pe internet și care, na, în cazul tenurilor frumoase și nu știu ce. Și până la urmă ne-am lămurit împreună că ei mergea cel mai bine varianta cu degetele, adică aplica puțin cu degetele. Avea nevoie de texturi foarte hidratante pe fond de ten. Ei, și după aia lua o pensulică de asta mai... asemănătoare cu a mea, uite mai degrabă ca asta, așa, și făcea, să zicem, partea de finisaj pe aici și pe acolo și insista. Și pe ea am mai învățat-o să-și pună un pic de, să pună câteva picături de insert cu acid hialuronic în fondul de ten ca să-l fac un pic mai hidratant. Adică am mai văzut, am mai adaptat lucrurile. Asta trebuie să facă un make-up artist cu care vrei să faci, să înveți lucruri pentru tine, să adapteze lucrurile la ceea ce ești tu, pentru că nu la toată lumea se potrivește același lucru, cum de asemenea mă mai uit în make-up artiste care sunt obsedate de o anumită culoare pe zona ochilor și pe aia o aplică la toate modelele pe care le machiază. Păi stai puțin că nu la toată lumea merge genul ăla. La fel, nici linia asta de eyeliner, linia asta neagră nu merge la toată lumea, nu merge la toată lumea la fel, la unele persoane trebuie să o faci un pic mai lungă, la unele mai scurtă, la unele mai ridicată, deci sunt tot felul. Da, am mai făcut și eu, nu m-am preocupat foarte mult de asta, pentru că dacă mă mai apuc și de asta, cred că mă prinde miezul nopții și eu nu mai termin treburile pe care le-aș avea. Dar m-am gândit așa în perspectivă că mi-ar plăcea să mai fac sesiuni de astea de automachiaj cu persoane gen care chiar vor lucruri foarte de finețe și care nu vor neapărat cât chestii decorative, foarte decorative, cât chestii de pur și simplu de a avea o față plăcută publicului. Adică gen ești
lucrezi într-un birou cu mulți oameni sau ești profesor sau avocat sau nu știu ce și nu vrei, nu poți să te duci totuși la muncă cu nu știu ce. Vrei pur și simplu să faci machiajul ăla de care să-ți dea un aspect plăcut, un aspect odihnit. Nu neapărat, poate nici să nu se vadă că ești machiată, că chiar am machiat la un moment dat pe cineva, o doamnă care tot așa, i-a spus că ea nu s-a machiat niciodată și este complet opusă ideea de a se machia. Eu m-am dus să o machiez pe sora doamnei respective, care avea crunie civilă și doamna cât a stat după aia pe lângă mine, ce, dar știi, dar îmi place cum ai făcut-o, că nu mă aștept, n-ai făcut-o cum era frică, cum am văzut la toate fetele astea care se machiază. Zice, uite, soara mea nici nu prea zici că e machiată, adică arată așa foarte frumos, într-adevăr, da, la ochi se vede, dar în rest, uite ce frumos, ai făcut fața, ia, uite, nu știu ce, zice, ce, ai putea să mă faci și pe mine, zice, dar nu fă nimic la ochi, zice, nimic, nimic, vreau doar fața așa să-mi o luminez. Și într-adevăr, un de ten, un pic de blush, un pic de asta, într-adevăr s-a trezit, adică era ca și cum era în forma ei cea mai bună și s-a uitat așa și i-a plăcut foarte mult și a mai fost de acord doar cu un pic de rimel să se dea, să dea cu rimelul surorii sale și i-a stat foarte bine și chiar mi-a scris după aia sora, zice, băi, zice, a fost așa de încântată, zice că a zis, băi, când o să mai ajungă prin București și așa o să te roage să o machiez din nou. Deci, na, sunt contexte și contexte și ăsta cred că ar fi pentru mine, dacă ar fi să mă reapuc de partea asta de make-up, m-aș adresa probabil unei nișe foarte mici de femei care nu vor machiaj de la, cum, nu știu de ce acum a venit în cap Adelina Pestrițu, adică să fii, eu am văzut-o de câteva ori și efectiv este ca un clop, adică e toată, pe lângă faptul că e operată și așa, are fața aia machiată de parcă e trasă în Photoshop toată, așa, ci un machiaj natural, care practic să mimeze naturalul și pe unii chiar să-i înșele, adică chiar să fie persoane care se uită la tine, mă, de tipa asta e machiată sau așa arată ea? Da. Asta a fost toată vorbăraia despre make-up. Am arătat și care sunt produsele care îmi plac cel mai mult. Eu nu fac variații foarte mari pe make-up, nu prea îmi place să merg pe ideea asta, v-a apărut o paletă nouă, v-a apărut un gel, eyeliner nou, v-a apărut nu știu ce ruj, nu știu ce, nu, eu sunt pe formulele acestea clasice, sunt pe brandurile mari care deja au demonstrat în ani și ani și ani. Pe mine nu mă tentează chestiile astea foarte noi care apar, decât dacă chiar vin cu o descriere a brandului și cu o istorie care să-mi dea cât de cât siguranța că acolo e ceva în regulă. Nu-mi plac toate mai muțărisurile astea care apar tot felul, cu palete de astea super colorate și super mai știu eu de care. Da, na, cam asta ar fi chit-chat-ul meu despre make-up și acest clip de Get Ready With Me, pregătește cu mine. Sper că cât de cât v-a fost de ajutor. Dacă aveți întrebări, nu știu ce, le lăsați aici și poate mai fac un clip. Dacă vă place ceea ce fac, puteți să-mi dați un like și dislike, puteți să-mi dați la clip, că am auzit că YouTube oricum le contorizează la fel ca niște reacții. Abonați-vă la canal, aveți și posibilitatea să vă abonați apăsând pe butonul Join sau alăturați-vă, care înseamnă că sunteți dispuși să și plătiți pentru conținutul acestui clip. Dacă vreți să faceți, să cumpărați lucruri din cele pe care le-am prezentat aici în clip, mai jos aveți link-urile de afiliere, care pe mine mă ajută foarte mult. Dacă voi le folosiți, vouă nu vi se întâmplă absolut nimic, însă eu primesc un mic comision care este absolut legal și facturabil. Da, de asemenea, unde am coduri de reducere, mă ajută ca colaborarea mea să arate că funcționează. Adică, uite, persoana X a cumpărat cu codul lui Beauty Barometer pentru că acolo a aflat despre produs. Și, bineînțeles, sugestii, comentarii și ce mai doriți voi aici, în căsuțele de comentarii.